Această femeie a îndurat calvarul bătăilor și violurilor 27 de ani. Cei doi copii și-a crescut alături de un om care aplica oricând legea pumnului. A suferit și a strâns atât amar de frica lui și de teama că va rămâne pe drumuri. Scenele erau groaznice, tresare când și-l amintește. Violentele au început după nașterea primului copil. Venisem de la maternitate, născusem de 6 zile și m-a bătut. Nici în ziua de azi nu știu de ce. Soțul meu m-a amenințat în primul episod, deci au fost 3 episoade, în care ideea era să-mi rupă hainele și să mă supună unei violențe fizice. A doua, chiar am suportat un viol de natură maximă. Iar a treia oară, soțul meu a încercat, m-a strâns foarte tare de cap. A încercat să mă strângă de gât. Iar copiii erau martorii chinului. Au rămas marcați de acele scene în care tatăl lor o transformă pe mamă în sac de bătaie. Asistau și copiii la astfel de scene? Cu timpul, da. La început, în primii 10 ani, m-am ferit, dar totuși copiii erau oarecum afectați, pentru că copilul întotdeauna vede pe fața mamei dacă este tristă sau dacă este supărată. A încercat să ceară ajutor, dar toate ușile i s-au închis în față, proprii părinți au alungat-o. Eram cu copilul în brațe și chiar și așa m-a pucnit. Tata mi-a răspuns în felul următor. Ce, ai făcut un copil și acum vrei să vii pe capul meu cu el să-ți cresc eu? Ce, te duci înapoi la soțul tău și zice, dacă mai vii cu idei de-astea la mine, îți rup și gâtul și picioarele. Alcoolul i-a luat mințile soțului acestei femei. După 8 ani de căsnicie și numeroase reprize de scandal și bătăi, calvarul era abia la început. Are cu el 3 copii, iar aceștia au fost martorii tăcuței terorii. O lovea la orice pas, o acuza de orice și o găsea țapii spășitor. Cel mai dur episod a fost când mi-a spart cărămida, adică teracotă, de-aia mi-a dat căia în cap. Și mi-a spart în cap. Adică, cel puțin ce mi-aduc aminte, că, sincer, câteodată nici nu vreau să mi-aduc aminte ce s-a întâmplat acolo. Am stat un an, doi, trei, prin poduri, prin unde n-am dormit cu copiii. Le era frig, era lapoviță afară și dormeam în pod, fără plapumă, fără nimic. Frica era din ce în ce mai mare. Bărbatul, care ar fi trebuit să fie tată și soț protector, semănase teroarea printre cei dragi. Fugeam dinainte. La un moment dat neobișnuisem și fugeam. Plecam dinainte din fața lui. 3 din 10 românci au fost agresate fizic, verbal sau psihic, începând cu vârsta de 15 ani. În realitate, însă, numărul lor este mult mai mare. Cifrele oficiale cuprind doar cazurile de violență care ajung în atenția autorităților. Cele mai multe sfârșesc cu traume uluitoare. Traumele, specialiștii le consideră că ar fi comparabile cu traumele supraviețuitorilor dezastrelor sau a războaielor. De ce? Pentru că sunt forme de, este o formă de agresiune venită de la un partener de viață, de la un om pe care îl iubești, pentru care ai anumite sentimente. Și atunci, clar, traumele sunt considerabile și lasă sechele adânci. Violența asupra femeilor ocupă în România primul loc în ceea ce privește cazurile de violență domestică.